Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Elder Scrolls Skyrim aici cu Cușterul Paco. Ultima oară când ne-am întâlnit am mers să căutăm o peșteră și cred că ne apropiem de peștera aia. No, suntem destul de departe totuși. Am fost să mergem să căutăm peștera aia de vampiroi sau ceva gen... Dim Hollow Cavern? Aici trebuie să merg? Dim Hollow Crypt trebuie să merg eu. No, mai mergem. Mergem, am găsit în sfârșit un drum pe lateral pe acolo până plănuisem noi să o luăm tura trecută. Și aparent e drumul care duce unde trebuie. O gat lupi. O gat lupi. Ok. Bă, că foarte mulți dintre voi sunteți destul de revoltați că nu folosesc forma de vârculac. Da, o să folosesc probabil, dar nu acum. Gen, pe aia vreau să folosesc când văd că trebuie să mă bag cu ceva chestii mai importante, da? Hai că o să vedem noi cum facem. Încă cine știe cum trebuie să interacționez cu lumea și toate alea. O, aici e de aia de dragon. Putea să o să fac și pe aia totuși. Parcă nu am chef acum. Cred că acolo trebuie să merg. Cred că aici, uite ăștia, așa ce ies. Oh, m-au văzut oricum. Telec. Hoi! Oh, e un bandit până la urmă. Oh god! Taci-mă din gură! Holy sh... Mamă cum dă! Ioi, deci cum dă chestia asta? Oh! Damn, bro! I-am dat-o în cap? O sfinte! Hai mă, gata! Bun! Ai rezolvat-o și pe asta! Îmi trebuie armă care să-i pun lifesteal pe ea, cel mai probabil. Steel bolt. Ok, suntem bine. Vedem pe aici ce găsim. Ce piatră e asta? Lordstone. Resist to both magic and physical damage. Oh, îmi place asta. Lordstone. Îmi dă defense mai mare și toate alea. Sună o achiziție bună, să zicem așa. Ok, hai să continuăm către peștera de vampiroi. Mi-a dat și noi un save din când în când să ne trezim că... Muri... Oh, God. Ce-o spune că o să regret asta? Da, deja regret. Zic dacă o luăm bine acum. După cum pare... Pare că o luăm bine. A, uite, o luăm bine. Și trebuie să veni pe aici, pe undeva. Ce e asta? Mamă, am crezut că e un vampiroi sau ceva asta. Ok. Dust Hollow Crypt. Dim Hollow Crypt. Ia să vedem ce se află în această cripă. Criptă cu vampiri. Adică unde se presupune să fie vampiri. Așa. Thought we'd taught them enough of a lesson at their hall. To come in here alone, a fool like all the rest of them. He fought well there. And we fought. Jet on and press off with no match for him. Oh! Come and suffer. Nu știa aia de acolo. Shit! Unde-i mă? Ce că e în față? Să fiu de văd ce e în față. Oh! Damn! Aia era în față. Master Vampire. Vampire. Ceva bun pe aici. Potion of Cure Torch. Asta era tot. Ce mișto-s buțe ăștia.
Nu știu asta, dacă nu te superi. Bloc, 10% more damage with your shield, nu folosești shield. Dai puțin. Items. A pearl. Atât. Și atât. Și mai trebuie să dau jos astea. Ia mă, cum arată acum? Oh, mamă! Sexy! Sexy, sexy, sexy! Ce, are ceva vampirul ăsta în plus? Am luat o torță din greșeală. Păcat că setul ăsta de vampiroi nu arată cine știe ce. Probabil aș fi folosit. Ok. Ce, trebuie să ieșim? Oh, pe aici, în dreapta, așa trebuie să luăm. Pe aici, pe spun că trebuie să luăm. Dar nu văd niciun mâner. Niciun nimica. Ce poate fi acționat. Și trebuie să luăm pe acolo, înseamnă. Oh, ăsta l-am... Cum am urși pe ăsta? Vampire Dust. Nimic interesant. Păi, este mișto boltul ăsta. Crossbow ăsta. Oh, shit. Gold. Gold. Oh! Și poțiuni. Nu pot zic nu poțiunile de healing. Oh, wow. Asta e interesant. Ia stai, dă-mi mie, dă-mi toporul. Vedem, poate e ceva pe aici. Păi n-am să merg ciușulica tot drumul. Stai așa. Ia stai, ți-mi pare a fi cineva acolo. Oh, uite, acolo e. Holy shit, mamă, ce i-am dat. Mai e cineva? Mamă, zice, arbaleta asta e... E spaimă rău pentru ăștia. Oleu, scheleți! Da, da, da. N-am făcut nimic de data asta. Gata, mă, calmează-te. Nu trag în tine, am tras în aia. Lel. Bă, da, e rupe, nu glumă. Da, nimic interesant. Bone meal. Shield-uri. Mă, pentru o secundă, crezi că mai trezește vreun schelet pe aici. Ceva pe aici? Nope. Fel de mormânt aici sau ceva de genul. Nu-mi dau seama. Ia stai, îți mă ridic și eu de pe scaun. Ah, așa mă, nu-i bine. Îmi doare curul. Gold! Pot fi mulțumit cu gold? Ia stai, mă, pe aici ceva? Mă, careva? Da, 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 o să dau și level up acușa. Oh god, stai așa! Fucking vampiroi! Ametist, moșa. Wow! O, ce era acolo? A, a murit ăla și de-aia. Oh, stai, level up, corect. Era să uit. Băgăm mai mult HP.
Ce vreau să cresc? Vreau să-mi cresc... Smithing Room, de ceva? Steel... Nu, ăla e Arcane. Ăla oricum aici nu pot să bag nimica. Trebuie skill mai mare. Hai să băgăm la Heavy Armor. Stai ce e aici. Well fitted, 25 bonus if wearing heavy armor, head, chest and feet. Oare acum am prim bonus? Dar am 34 acum. Ok. Ia să vedem. Mai e cineva pe aici, a? Mai e cineva pe... Ok, e cineva acolo. Așa. Oh! Shit, să nu fiu detectat! Ok, fuck! A funcționat! Chiar nu mă așteptam să funcționeze. Un iol acolo și am rupt-o pe aia. Ok, deci nimic interesant aici. Mă așteptam să fie cel mai greu aici să batem niște dragon, dar apără nu e chiar atât de... de greu. Dă-te, drecu! Mamă, deci câinele ăsta e atât de periculos! Nu mai poate să-l ia? Nu știu dacă de mai au eu vampire de-asta, de... Mă, cum mai întreb la ceva? Ce-i aia? Mai nu, magica. Nu prea folosesc magica, ca să zic că nu... Du-te de aici! Gata! Mă, dar dă toporul ăsta, nu glumă. Clar, următoarea chestie, upgradez two-handed tu. What the hell? Stai, ocupă de vampir! Păi am grumoare repede. Am zis eu. Trebuie să știi ce să prioritizezi, frate. Ce să-mi dă nimic apă. Stai, mă, heal-ui. Nevoie de healing. Mamă, ce mișto arată mănușile astea. Eu acum le văd. Încă mai am sabia asta? Lol. Trebuie să o scot la favorite. A, serios, da, să merg în Dim Hollow Caverns, unde... Puteam să intru pe partea altă? Șeș! Oh! Unde? Oh, m-a văzut! Mă, nu m-a văzut. Hai, am câteam să hai să-i spargem. Mor, mă! Oh my god, m-am înfis toporul în el. Holy shit! Ok. Vampardos. Dwemer. Oh my god, cât de tare arată asta! Dar setul ăsta e gunoi! Și e cât de mage! Damn, bro! Setul arată fain! Sunt pe care să iau pe fashion Skyrim acușa. Ok,
Ia, hai să băgăm niște healing aici. Up at this bitch. Trebuie să-mi upgradez și restoration-ul ăsta. Adică, serios acum. Ok. Gold. Ai o carte. Oricum nu dă nimica. Bun. Hai să vedem ce aflăm mai mult despre vampiroii ăștia. O, să avem parte de mulți scheleți. Și cine e ăla acolo? Oh, Vampire Throw. Oh, a fost ceva, nu mai cătează. Și mai spera Taila. Ce e asta? Oh-oh! Ajutor? Oh, we're fucked. Mă, probabil trebuie să-l împing acolo. A, nu, acolo, du-l. Ok, nu s-aprinde. S-a prins. Asta e un puzzle interesant. Du-te. Ok. Wow. Cred că le-am prins pe toate. Holy shit. Ce-am sumonat? Ce-am făcut? Nu cunosc. Cine e asta? Hello? Where is... Who sent you here? I don't know who that is. Is he like me? Adică? Vampire. Yes. Okay. That's complicated. And I'm not totally sure if I can trust you. But if you want to know the whole story, help me get back to my family's home. Uh-huh. My family used to live on an island to the west of Solitude. I would guess they still do. By the way, my name is Serana. Good to meet you. Okay. Oh. Hands to yourself. Oh, okay. Yes, it is. And it's mine. A, păi și nu vrei să o împărțim? Nothing can destroy an Elder Scroll. Worry more about protecting your hide and let me worry about my things. I see. Your guess is as good as mine. This place looks pretty different from when I was locked away. Okay. O, vin și asta cu noi acum. E bine, asta e interesant. Ce se întâmplă acum? Sunt atace vampirii? Okay, just... What the fuck? Aleu, gargoyle! Ok, așa n-au treabă cu... cu ființele naturii! Oh god! Dai, dai, dai acolo, tu ai chestii de vampiroică. Tatu, nu-i gata? Nu mai, stai, mai unul. Dai două secunde. Te-ți bun un enchant pe arma asta. Ce dau ăștia? Goldor. Holy fuck. Mamă, asta cred că se vând bine garneturile și toate astea. God damn! Multe chestii. Cer să-mi dau seama până putem ieși. Ok, cred că pe aici putem ieși.
Doar cred, asta nu înseamnă că și putem ieși pe aici. Ok. N-ar fi trebuit să fie omorât pe tantea asta, zic și eu, adică totuși o vampiroaie, că nu-i aminte să eliminăm vampirii, nu să îi întrebăm dacă vor să fie prieteni cu noi și să fie camarazii mei în arme. Și mă miri că nu zice nimic, adică noi tocmai omorâm niște vampiri, adică nu trăsare, nu comentează? Fără suflet? Oh, doamne, să ai un vampir, numai că e fără suflet. Mă împinge. Caut un mâner. Caut un mâner și l-am găsit. Oh, uite, trolls de ăștia. Oh, cât i ador. O mor odată. Gata. Și am făcut praf și pe ăsta. Că e tanti vampiroaică. O, oh, aia tău. Vă zic, de ce e un schelet în spate și nu-l atacați? Ok. Wow. Ospitare, e loc. Gata și pe ăsta. Mamă, ce-i ăsta? Olu, e lord ăla. Ăla care știe șmecherii. Oh god. Mamă, îmi trebuie 5 ani să încarc chestia asta. Are ceva ăsta? Shield-uri. Ăla-i bun. Ăla-i de-a nostru. Care, mă, mai e ceva? De ce e tipul ăsta? Stai puțin, de ce? What the fuck, ce m-a speriat? Ce-i ăsta în flăcări? M-am un spell-ul ăsta ce-mi plăcea mie cu gheața, vai, deci știu că când am jucat eu prima oară mi-am luat spell-ul ăla cu gheața, vai, cât de tare era. Ok, cred că am găsit și ieșirea. Stai, cumva trebuie să mă duc până în Solitude? Dar Solitude e departe! Bine, e semi departe. So good to breathe again. Da? Even in this weather, better than the cave. Mă sperii. I'm scared a bit. Holy shit. Păi și cum sfântul Batman o duc eu pe fecioara asta, că nu văd niciun drum. Plus că trebuie să merg o grămadă de aici până la Solitude. Așa că începem aventura noastră de a merge până în Solitude. Wow, ce mișto e armura aia. N-ar trebui să mă întorc la casă, la ăștia? Stai că... Da, escape. Find the stolen sword, asta e altceva. Dragonborn, Solstein, nu, asta e ok. Dar dacă aș bate-o și aș fura Elder Scroll-ul, oare chestia asta m-ar ajuta? Să ținem două quest-uri, nu. Nu, ăla e quest-ul pe care mai îl caut eu. Ok, dacă o luăm tot așa, ajungem în Solitude, probabil pe acolo o să găsim și vreun drum. M-ați blocat aici. De bine, trebuie să o luăm acum, că-s destul de pierdut. Sincer, mă întreb dacă mă fac vârcolac să ia de mine? Ia, stai. Nici nu e vârco. Dar unde i-am lăsat? A, uite-o. Ia, oare să ia de mine? Că vârcolacii și ăștia nu se înțeleg. Nu se ia de mine. Ah, surprinzător.
N-aș fi crezut. Bine, asta ca să călătoresc mai repede, nu de alta. Să avem o grămadă de mers. Și poate așa o să reușim să alergăm mai repede prin zona asta de rahat. Sunt un lup nebun! Uf, uf, motherfuckere, uf, uf. Mamă, dar am luat-o și prin toate pietrele. Și nu puteam să iau ca un om normal, trebuie să iau prin toate pietrele. Le văd numai munți în față și nu mă bucură deloc când... Oh, shit, stai că solitude e pe aici. Ah, căcă. Trebuie să-mi opresc acum ăsta. Mersul de nebun. Să văd care e drumul principal și după aia să mă duc. Stai, dar Solitude are de fapt... stai că Solitude are de fapt mersul pe apă pe acolo. N-ai cum să te urci. Mi-aduc aminte. Under the sea. Under the sea. Tararara, tararara, under the sea. Ok, unde stăm acum? O, n-am acces la hartă? Are you shitting me, man? Că nu știu dacă luăm bine pe aici. Dar știu că era ceva pe aici. Nu dau seama exact. Ce urmezi drumul ăsta? Speranța că o să găsești ceva care face stânga undeva? O să fie un drum lung, băieți. O să fie un drum... Tot apăs mână speranța că o să dau de hartă, dar am uitat că n-am hartă. Of, blestemat fie vârcoracul. Și chestia asta, dar sincer nu prefer să fiu vampiroi și să mă abordeze soarele la fiecare comentariu. Oh, cred că îți duce efectul, băieți. Cred că asta e. Dar mai am nevoie de puțin de efect, sunt foarte aproape. I'm getting closer. Ah, come on! Nu-s atât de aproape, frate. Uite de capul meu, pun de să iau. Hai, Verica! Uite, cineva pe acolo. Să-i salvăm. Uite. Are you finished ogling the grotesque? Hă? Ok, stai de unde suntem acum. Hai de viața mea, cât mai avem! Ah, mai am o idee, stai puțin. Deci, beast form-ul nu merge decât... decât după o zi, cât e ceas. Să treacă 24 de ore. Mai dăm o dată beast form și alergăm până acolo. Vedeți, băieți, aici, asta e diferența când eu gândesc aici. Ok, aparent avem webcam-ul deschis cu... Da, nu mi-am dat seama. Nu mi-am dat seama că avem webcam-ul deschis. Bine că n-am făcut vreo prostie, gen, I don't know. Să fi fost dezbrăcat. Mamă, asta mai lipsea acum, știi, să fi stat gen, nu știu, în anumite poziții, să fi scobită nas, o grămadă sau chestii de astea, ar fi fost total acord să fac asta. Asta e problema că am făcut stream folosind programul ăsta și de zic. Ok. Hai să o întindem tare către locația casei lui fătuca asta. Da, mai bun, plus că e mult mai bine fără webcam. De ce zic asta? Pentru că e acel factor de, nu știu, intri în poveste. What the fuck, a scuipat pe mine? Incredibil. Scuipat pe mine cu ceva. Dracii să-l ia. Ce nenorocit, a scuipat pe mine acum, l-a apucat pe el. Hai, domnul Vârcolac! Călcați-o tare!
Sper că ajungem repede la, la casa aia. Și nu știu dacă să cobor mai mult jos sau... sau să continui așa cum o fac acum. Mai salvăm din când în când, că ar fi o idee. Așa, cred că am ajuns bine. Noroc cu formele astea de, de transformare, că altfel ne-ar fi luat secole să ajungem până aici. Hai, bobiță! Hai, bobiță! Dar cât mai e până acolo? O, plus că trebuie să fac să aștept să-mi treacă efectul de rahat. Vin! Oh, peșteră! Am găsit un travel point. Dăm save. Hook hooker. Deadhound. Dar ce sunt vampiroi pe aici? O, da, practic ar trebui să fie. Normal că se tărând de vampiroi. Probabil că ar trebui să existe. Nu mai e nimeni. Ce mai? A, un condala. A, semul ăsta, că nu mă mai interesează aia. Uite cum ar trebui să mă transform și eu la loc. Ia să facem asta. Încă ne apropiem de casă și de aia zic. Ia să ne transformăm la loc. Wait. Gata, ajunge. We should wait. Mă transform o dată. Oh, asta a fost rapid. Dar da, bun, noi cred că să ne oprim aici cu acest video, pentru că... pentru că așa vreau eu. Așa că dacă v-a plăcut acest video și veți vedeți partea următoare mai repede, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Pa, pa!